Eram în stare foarte gravă. Foarte gravă eram. Când într-o dimineață m-am trezit, dar zis, trezit pentru că somnul, mai ales că aveam febră foarte mare, depășea de 40 de grade, nu este somn, numai ațipeam câte un pic. Și mă trezeam câteodată atâta de ud, aveam impresia că o găleată de apă mi s-a turnat peste mine. Îmi era udă toată lânjeria. Eu mă uimeam și într-o dimineață când m-am trezit, era ora 5 dimineața și eu am început să intru cu Dumnezeu și să-i spun, Doamne, de ce oare îngădui iarăși peste mine? De ce oare, Doamne, lucrul ăsta? Și vă spun sincer, cum stam și mă, nu că mă certam, dar nici pot să spun că nu vorbeam frumos cu Dumnezeu. Deodată m-am făcut în camera unui templu. La unii o să vă vină greu să credeți. Eu vă spun realitatea. Pe moment nu știam ce să cred. Era o cameră aproximativ 25-30 de metri lungimea, pe vreo 12-15 metri lățimea. Și acolo în cameră erau niște imagini. Eu nu am vedenie, dar atunci mi s-a, prima dată când am avut vedenie în viață. Și am văzut acolo în camera aceea, pe latura mică a camerii, era un scaun de domnie, înalt, mare, frumos, și se ajungea pe el, la scaunul acesta, pe niște trepte, exact cum sunt treptele acestea aici. Și m-am făcut în stânga scaunului de domnie. Pe scaunul de domnie era Domnul Iisus Hristos în persoană. M-am mirat prima dată. Am zis, uite ce mi este dat să văd. În mintea mea spuneam lucrul acesta. Domnul Iisus a uitat la mine câteva momente și s-a uitat după aceea în partea dreaptă. Atunci când el s-a uitat, am observat și eu că și în partea dreaptă erau niște persoane, erau îngeri și slujau. Atunci el a făcut semn cu degetul arătător unuia din îngeri și i-a spus așa, mergi și scoate-i omul dinăuntru. Eu m-am mirat. De ce Domnul a poruncit lucrul ăsta? Îngerul n-a ezitat cum ezităm noi de multe ori. Și a început și a pornit. Când a pornit și a ajuns să treacă prin fața Domnului și să ajungă la mine, deodată, la o fracțiune de secundă, nici eu nu știu cum, să nu mă întrebe nimeni cum, deodată am văzut în fața mea persoana, omul dinăuntru, parcă m-am dedublat. Dar asta foarte rapid, la o fracțiune de secundă. Și am văzut în fața mea, parcă acum eram două persoane identice, era întinsă jos între mine și Domnul, persoana, omul dinăuntru, dar parcă era bolnavă. Îmi spunea în mintea mea, la nivelul minții, omul acesta dinăuntru este bolnav. Și când m-am uitat mai atent la omul dinăuntru, era pe el prinsă zgură. Deci vă spun fără nicio reținere. Zgura aceasta, știți cum mai dau un strop, știu că se obișnuia înainte, ani în urmă, stropul de marmaroc. Era stropit tot. Și când m-am uitat, și eu am zis, Doamne, atunci în mintea mea mi s-a spus că aceasta este zgură, zgură asemănă exact cum este cenușa în vatră. Și eu am zis în mintea mea, Doamne, dar de ce este zgură pe omul acesta dinăuntru? Când se depune zgura? De ce este zgura? Cum? Vreau să întreb și vreau să aflu repede. Și Domnul mi-a dat răspuns. Și ce răspuns mi-a dat Domnul atunci? Tot la nivelul minții. Orice neatenția ta în viață, orice cuvânt nefolositor, orice mânie, orice iuțime, orice clevetire, orice judecată și nu te-ai pocăi de ele la timpul respectiv, pe omul dinăuntru s-a depus gura. Și tu acum nu mai simți bucuria mântuirii și mersul tău este foarte greu pe cale. M-am uimit. Până atunci n-am știut așa ceva. Atunci, Domnul
face semn către a doua persoană, către al doilea înger, tot așa, tot cu degetul arătător și spune: du-te, ia din zgură de la omul dinăuntru, du-te în laborator și vezi la ce temperatură se topește. Și a venit al doilea înger, a ajuns la omul acesta dinăuntru, a luat câțiva stropi, foarte puține granule, câteva granule de zgură, s-a dus în laborator, laboratorul parcă era în aceeași cameră, am văzut cu ochii mei, a pus într-o eprubete, deci Domnul coboară lucrurile, nu că în cer a exista așa ceva, dar Domnul coboară lucrurile la nivelul minții noastre ca noi să le înțelegem. Domnul știa ce-i cu omul dinăuntru, nu știam eu, a vrut să-mi facă mie demonstrație Domnul. Și atunci pune într-o eprubetă și pune mâna pe un buton care avea pe câteva trepte, avea multe trepte. A dat prima treaptă, a început temperatura să se încălzească, a doua treaptă și mai tare temperatura, a treia treaptă și mai tare. Când se uită de câte ori da de butonul acela cu trepte să se încălzească temperatura, îngerul se uita înăuntru să vadă ce e cu zgura. La a treia treaptă, țin minte foarte bine, sunt lucid, a spus așa, se întoarce cu fața și spune: Doamne, temperatura, zgura aceasta se topește repede. Atunci, Domnul se ridică de pe scaunul de domnie și revine exact unde vreau să ajung. Aici vreau să ajung. Și traversează toată camera templului și a ieșit în altă cameră. Eu, cum stam în partea stângă a scaunului său de domnie, am vrut și eu să merg după el. Dar ce credeți? N-am putut nici măcar un pas să fac. Și în mintea mea îmi vine gândul, îmi vine răspunsul, niciun muritor nu este îngăduit să meargă și să intre unde intra Domnul acum, pentru că el merge să mijlocească. Eu stam aici, vă spun sincer, în fața lui Dumnezeu, și am auzit din cameră, în camera aceea unde intra Domnul, rugăciunea lui. De ce mi s-a îngăduit să ascult rugăciunea lui, nu știu. O rugăciune atât de duioasă, în care îi spunea printre altele: Tată, doresc ca el să trăiască. Vă spun sincer, aceste cuvinte mă rămân în minte toată viața. De ce ești aici? Datorită rugăciunii Domnului Iisus Hristos. Pentru că El mijlocește 24 din 24, mărit să fie Domnul. Nu mi s-a întâmplat de multe ori, eu am auzit de foarte multe ori spunând: frate, o fracțiune de secundă și n-a murit. Fracțiunea aceea de secundă e mijlocirea Domnului, în care a trebuit să fii un recunoscător toată viața. Vedeți de ce este important ca Domnul să se înalțe la cer? El să mijlocească, El știe că mâine diavolul se va ridica cu toată oștirea împotriva mea și El merge să mijlocească la Tatăl, mărit să fie numele Lui în veci. Oare ați mulțumit vreodată Domnului că El mijlocește pentru mijlocirea care o are El față de noi? Nu vi s-a întâmplat de multe ori că ați fost rănit în suflet, dezamăgit, căzut și deodată s-a ridicat rana, durerea? Nu vi s-a întâmplat lucrul ăsta? Aceea e mijlocirea Domnului. Mărit să fie Domnul. Nu că timpul, de multe ori spune Domnul, timpul le vindecă, timpul, nu timpul, mijlocirea Domnului vindecă.